Bun venit la o nouă dezbatere a studiului Școlii de Sabat. Iată ne ajungi la ultimul studiu din trimestrul acesta, care este de fapt o recapitulare a temelor majore care sunt în 1-a și a 2-a Petru. Aș vrea cu această ocazie să salutăm pe cei care ne urmăresc din Castellón. Avem acolo mulți credincioși adventiști care ne urmăresc săptămână de săptămână, îi salutăm și ne bucurăm că putem să le fim de folos în felul acesta. Bine ați venit, vă spun și dumneavoastră, Marius, Sergiu. Sunt 5 teme importante pe care lecțiunea noastră le tratează din 1-a și a 2-a Petru. Care sunt temele acestea și care este importanța pe care noi o vedem în viața noastră acestor teme? E vorba de suferința lui Hristos, care aduce mântuire, răspunsul concret din partea noastră care, în privința judecății și speranța că Iisus va reveni curând, ordinea în societate și biserică și rolul Scripturii de a oferi călăuzire. Sunt acestea 5 teme importante. Să luăm cu prima temă a studiului nostru, care este suferința Domnului Iisus și mântuirea noastră. Care este legătura între suferința Lui și mântuirea noastră? Acum, trebuie să observăm că tema principală aici este Domnul Iisus Hristos și ceea ce a făcut El pentru mântuirea noastră. Să nu uităm că prima epistolă a fost scrisă în contextul persecuției și, de fapt, istoria bisericii primare a fost marcată de persecuție. Pe de o parte, inițial din partea comunității iudaice, apoi din partea romanilor și Petru vorbește despre suferința Domnului Iisus Hristos și faptul că prin suferință credincioșii se identifică cu Hristos și în aspectul acesta. Și apoi, mai presus de asta, Petru vorbește despre crucea Domnului Hristos prin care El ne mântuiește. Îmi place să văd pe Petru în relația lui cu Domnul într-o manieră personală. Adică Petru nu vorbește nici instituțional, nu vorbește nici ex catedra, nu vorbește nici de la comitet, nu vorbește nici din, să zicem așa, de la glasul conferinței generale, deși aici, de exemplu, epistola lui este o epistolă sobornicească, deci este o epistolă care se adresează tuturor, că e român, că este albanez, că este... Deci Petru aici are în vedere orice suflet și având în vedere orice suflet, care este subiectul cel mai important? Persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Și atunci el vorbește despre Domnul nostru Iisus Hristos ca cel mai bun prieten. Îl vedem având reacții atât de categorice, merge pe apă, îi spune: Doamne, îmi dau viața pentru tine, îl și trădează, apoi este primit, îl întreabă Domnul: mă iubești? Deci este acest Petru și chiar ultimul lui gest pe care îl face este tot gestul crucificării, dar o face din motive de a nu fi ca Domnul Iisus Hristos și aici este crucea lui Petru în care el cere să fie răstignit, asta spune tradiția, să fie răstignit cu capul în jos pentru că nu era demn să poarte suferințele care le-a purtat Domnul Iisus Hristos. Și în contextul acesta a suferințelor Mântuitorului vedem că Petru dă dovadă de o bună cunoaștere a Vechiului Testament. Vorbim de un pescar, da? Dar formarea lângă Domnul Hristos și după aceea continuarea activității și, în primul rând, inspirația Duhului Sfânt face ca el să citeze, spre exemplu, când vorbește de suferința Domnului Hristos, să citeze din Isaia, din Vechiul Testament, dar să o facă într-un mod natural. Și aici putem discuta și despre regulile de citare, da? Practic, Petru descrie suferința Domnului Hristos și la un dat ia textual din cartea profetului Isaia. Ideea de jertfă înlocuitoare foarte prezentă în cele două epistole a Apostolului Petru și este preluată din Vechiul Testament, nu? Ideea practica... A mijlocirii, a răscumpărării. Practica când credinciosul își punea mâinile peste animalul de jertfă și era transferat în mod simbolic păcatul de la jertfa, el. Jertfa Domnului Hristos înlocuitoare
Pe de o parte ne arată dragostea lui Dumnezeu și ce a însemnat pentru Dumnezeu, dar în al doilea rând ne arată și valoarea fiecărei ființe umane. Da? Deci omul nu doar că are valoare pentru că el poartă chipul lui Dumnezeu, da? E prima, dar omul are valoare și prin prețul plătit pe cruce. Mai e un alt aspect, și anume că Domnul Iisus Hristos este privit ca model. Și vreau să citesc 1 Petru 2, cu 21 la 23, până în textul de memorizat, care la fel este frumos și poate îl amintim și textul de memorizat. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Îl vedem pe Petru arătând pe Domnul ca model aici. Ideea, aceeași idee de jertfă înlocuitor, el a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecat. Mie aici mi-a plăcut explicația și îl rog pe Sergiu să o dea din nou, acea ordine frumoasă, și în care vorbește despre rolul mântuitor al Domnului nostru Iisus Hristos în cele... 1 Petru 2 cu 24, da, când vorbești despre mort față de păcat, apoi și să trăim, prin neprihănire și apoi tămăduire. Foarte frumos ai făcut precizarea asta. Era frumoasă ordinea aceea. În câteva studii apărea versetul acesta. Hristos care ne poartă păcatele pe lemn pentru ca noi. Și se întâmplă câteva lucruri în viața noastră prin crucea Lui. Exact. Unu, morți față de păcate. Dar nu e suficient doar să fii mort, pentru că sunt unii creștini care trăiesc ca și morți. Nu, spune Biblia, să trăim pentru neprihănire și al treilea lucru frumos, prin rănile Lui ați fost vindecați. Și văd că prin crucea Domnului Hristos trebuie să ajungem la nivelul acesta maxim de vindecare, în care la un dat păcatul nu te mai atinge. Petru este foarte practic și ne arată de fapt cum ar trebui să trăim viața de creștin. Apar câteva idei în textele care sunt în studiu. Apare ideea de judecată și relația între judecată și caracterul creștin, comportamentul creștin, apoi faptul că cei care sunt creștini trebuie să fie și sfinți. Și apoi că apar niște exemple de comportament adecvat pentru cei sfinți. Sunt, de fapt, cele trei mari idei. Lepădați orice răutate, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Este vorba despre chemarea la excelență spirituală. Acum, aici trebuie să observăm că, până la urmă, trăirea creștinului, o trăire curată, poate să fie motivată și de judecată. Și Petru aduce ideea aceasta și Biblia aduce că într-o zi noi, toți oamenii, vor da socoteală. Apoi, un alt argument pentru a duce o viață curată sunt efectele imediate ale păcatului. Păcatul are efecte imediate, rușinea, reprobarea, așa. Dar elementul ultim care te ajută să trăiești frumos este dragostea față de Dumnezeu. De asta Petru nu poate să uite ceea ce a fost întrebat de Domnul, dacă îl iubește. Pentru că dragostea față de Dumnezeu, până la urmă, face ca să ai o viață curată. Există și elementul coercitiv, există și efectul, există și ideea de judecată. Dar astea, până la urmă, nu-l schimbă pe om. Vreau să mai amintesc că îmi place ideea aceasta pe care o prezintă Andrei Pleșu în felul în care vede el moralitatea și etica. Anume o etica a drumului, o etica a intervalului. Sfințenia nu este perfecțiune. Sfințenia este un drum. Sfințenia este o căutare. Și în căutarea aceasta dobândești desăvârșirea. În momentul în care ai ajuns să spui că ești desăvârșit, ai pierdut desăvârșirea, nu mai ai. A fi desăvârșit înseamnă să recunoști nedesăvârșirea. Să recunoști că nu o ai. A căuta idealul nu înseamnă identificarea cu idealul, înseamnă că niciodată nu voi fi ca idealul, dar eu tind către
acest ideal. În felul acesta apreciez ceea ce spune Andrei Pleșul și se potrivește cu chemarea pe care o face Apostolul Petru. Ce fel de oameni ar trebui să fiți? Adică această cercetare de sine, această căutare în lumina pildei Domnului nostru Iisus Hristos. Aici mai e un element care nu trebuie să-l uităm când vorbim de cum ar trebui să trăim. Și mie mi se pare că în domeniul acesta a viețuirii creștine este cel mai important, și anume dimensiunea relațională. Pentru că există pericolul în creștinism ca oamenii să caute să trăiască la nivel personal niște standarde foarte înalte, dar lucrul acesta să se convertească în relații acide. Ori proba pentru un creștinism autentic, la nivelul acesta de trăire, este dată de relații bune. Și Petru tocmai lucrul acesta spune, mai presus de toate, da? Să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții. Exact. Căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Vreau să vă spun că suntem de multe ori în mediul acesta electiv în biserică, în momente de alegeri, și îți dai seama că unii și-au făcut o specializare din a descoperi păcatele. Da? Pe când dragostea intră în partea cealaltă, acoperă o sumedenie de păcate. Și avem nevoie din epistola aceasta lui Petru, din aceste două epistole, să descoperim că un creștinism autentic, în primul rând, se manifestă prin relații bune. Nu relații bune fără principii, dar nici principii fără relații bune. Aveam în studiu numărul 9, am avut subiectul celebrei scări a lui Petru. Da, scara lui Petru, da, frumoasă, da. Petru, o paletă, de fapt, de virtuți creștine care trebuie să le dezvoltăm în viața noastră creștină. Avem apoi adevărul acesta care se vătă și l-am studiat chiar săptămâna trecută, speranța revenirea Domnului Hristos, în alt subiect tratat în epistolele. Mi-a plăcut și este un studiu făcut de unul dintre marii teologi adventiști, nu mai trăiește acum, Samuele Bacchiocchi, da. Despre speranța revenirii, și el împărțea studiul în două, da? Motive pentru care nu mai credem și motive pentru care ar trebui să credem mai mult decât oricând. Între motivele care care fac ca în creștinism să se piardă speranța revenirii, unul care este, cred eu, principal, este ideea de nemurire a sufletului. Pentru că dacă un creștin crede că moare și sufletul ajunge în cer, de ce să mai fie revenirea? Da? Și până la urmă în catolicism s-a ajuns încât să se afirme, și asta deja cu zeci de ani în urmă, că revenirea nu mai este necesară. Pentru că dacă sufletul ajunge în cer și biserica e cea care împlinește obiectivele împărăției lui Dumnezeu pe pământ, de ajutor, de susținere a celor bolnavi, până la urmă revenirea e un element care nu e necesar. Doamne, Tu cu ale Tale și noi cu ale noastre. Ori, de ce trebuie să credem? Pentru că, și Samuele Bacchiocchi aduce câteva argumente, unul îmi place foarte mult, tema Adventului este centrală în Noul Testament. Vedem și aici în epistolele lui Petru. Sunt niște epistole scurte, dar ideea revenirii apare, este recurentă. Un al doilea motiv este prima venire. Prima venire are sens, vorbeam despre suferința Domnului Hristos, în contextul celei de-a doua veniri. Aici vreau să mai amintesc ceva, ca o continuare a ce spuneai, Sergiu. N-am discutat studiul trecut, dar vreau să-l discutăm acum și să vedem în ce fel lucrul acesta afectează revenirea, și anume acomodarea cu lumea. Am dreptul la o viață liniștită, am dreptul la o viață frumoasă. Uneori însă lucrul acesta mă poate acomoda prea mult în prezent, în societate, și mă face ca să pot să uit de așteptare. Care sunt limitele, care sunt lucrurile care, nu, adică sunt sfaturi la un moment dat, și iată ce se întâmplă acum cu amenințările acestea de terorism, să părăsim orașele mari. Sunt elemente care țin de noxe, de zgomot, de poluare, și e bine să cauți locurile acestea de, eu știu, de munte,
când să fac pasul acesta, dacă e să-l fac, dacă nu cumva este fanatism. Apoi, 3, în ce măsură mă pot implica pentru bunăstarea personală, dar pe de altă parte să mă pot implica pentru predicarea venirii Domnului Iisus Hristos, care înseamnă o chestie radicală. Acum, Marius, revenind la Samuele Bachioch, el la un dat declara, pentru că el spune lucrul acesta. El declara că așteptătorii de astăzi sunt extrem de bine deghizați, nu par așteptători. Exact. El spunea lucrul acesta. Mi-a adus aminte, acum, la acomodarea, chiar Bachioch, la acomodarea el vorbește lumea, despre eu văd, văd două aspecte. Este o acomodare geografică. Și aceasta ne preocupă și eu, dacă aș găsi o soluție în afara Madridului, în seara asta aș pleca acolo, dacă ar fi o soluție geografică, da? Problema care este? Nu cred că cea mai mare preocupare ar trebui să fie geografică, ci este o acomodare la nivelul viețuirii, la nivelul principiilor, la nivelul viziunii, și poți să fii și pe munte și să-ți pui antena parabolică sau conexiunea la internet pe vârful muntelui și să te acomodezi la fel de bine ca cel care locuiește la kilometru zero. Îți mai dau un alt exemplu. Unde este mai bine să-mi educ copilul în perspectivă creștină, în perspectivă adventă? În zona aceasta în care să dobândească o bună educație academică și poate îl fac un medic, poate îl fac, eu știu, ceva care să reprezinte ceva pentru societate, sau mai bine să-l izolez de societate, stând departe de pericolele morale ale societății. Iar este o dezbatere. Acum, eu cred că aici este o dezbatere falsă. De ce? Pentru că nu trebuie puse aici ajuns. Nu trebuie puse în față una și alta. Exact. Și foarte îmi dau bine seama că la un moment dat asta era punctul pe care soluția cea mai bună, pentru că vorbeai de medicină, este imunizarea. Da, cu cât îl izolezi mai mult, acum nici nu trebuie un copil expus la virus din ăstea. Nu trebuie innecesar nu trebuie, da, să-l expui, dar nici să-l izolezi. Izolarea este greșită. Imunizarea, da, face mai bine decât izolarea. Eu eram într-un sistem ateu, dar eu știam că suntem noi și ei. Da. Da. Deci, Apostolul Petru vorbește despre două aspecte, nu? Faptul că va veni o judecată. Și în același timp va veni și judecata ca pedeapsă, nu? Asupra celor care aleg să nu asculte de Dumnezeu. Și subiectul acesta este important. Noi, ca adventiști de ziua șaptea, mai presus decât alte denominațiuni, avem chiar în numele nostru denominațional numele de care arată de fapt speranța noastră. Trebuie să credem în revenirea Domnului și trebuie să o propovădim. Da, numele ne obligă. Numele. Dacă mai ținem la nume, da, dacă nu vrem să-l schimbăm. În legătură cu un alt subiect pe care îl tratează în epistolele sale Apostolul Petru, este ordinea și societatea în societate și în biserică, ordinea în societate și în biserică, respectul față de autoritate, până unde merge acest... Și aici sunt de acord cu ce spunea Sergiu, creștinul trebuie să fie prezent în lume, fiind diferit de lume. Dar nu din lume. Nu izolarea de lume îl face, nu în sensul de a sta departe pe un munte, într-un schiț, fiind un schimnic. El nu își poate prezenta solia și adevărurile dacă este izolat. El trebuie să fie prezent chiar în locurile cele mai populate. Uh-huh. Dacă e absent, n-are cum să-și dea pe față solia și oamenii să știe. Deci numai prin simpla prezență arată că el... Și apoi, care este cea mai bună solie? Solia verbală, care nu mai este ascultată, sau solia de viață? Stând în mijlocul societății, respectând pe cei de lângă tine, fiindu-le un bun prieten, dar fiind diferit de ei prin mentalitate, prin convingerile pe care le ai, în felul acesta, eu cred că creștinul poate să fie un element de echilibru pentru societate și un model în societate. Cum ne raportăm la autoritățile civile? Este aspectul care trebuie fie clar. Noi trăim astăzi într-un mediu în care orice reprezintă autoritatea e lovit, da, oricine. Ne uităm și cum se raportează unii la poliție, la orice. Vreau să vă spun că Petru trăia în vremuri mult mai dure. Gândiți-vă că până la urmă Petru este condamnat de autoritățile acelea despre care el scrie aici și moare. De ce? Eu văd aici două lucruri. Unul este sistemul, și sistemul de organizare este de la Dumnezeu.
Pentru că vedem că până la urmă, chiar și o dictatură, eu nu sunt apologetul dictaturii, dar chiar și o dictatură e mai bună decât anarhia. Da, uitați-vă ce se întâmplă în unele țări. Și democrația e mai bună decât dictatura. Corect, da. Dar uitați-vă ce se întâmplă în unele țări din Africa. Săracii din dictatură se face o revoluție și ajung în anarhie în care nu mai e nimeni și e legea junglei, da? În cazul ăsta e mult mai rău. Petru spune, fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el, și atenție aici, ca să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac binele. Există un moment în care creștinul nu se mai identifică, în momentul în care ei laudă pe cei care fac răul și pedepsesc pe cei ce fac binele, cum am trăit noi ca și adventiști sub dictatura comunistă. Vreau să... Mai întâi vreau să întreb în legătură cu aspectul acesta. Spuneai, afirmai că democrația mai bună decât dictatura, dar totuși sunt anumite cazuri specifice în care era mai bună dictatura în lumea noastră. Da, în democrație, de exemplu, există mai multă, da, manipulare, deși în dictatură. Nu, de exemplu, în cazul Irakului, dacă rămânea Saddam Hussein, probabil nu asistam acum la un stat islamic, la ceea ce mie, Eugen, da, aici provocarea ta e interesantă, dar scapă analizei noastre și da, nu știm noi ce era mai bine, eu cred că trece dincolo. Pe de altă parte, să nu uităm că și democrația, Hitler a fost ales democratic. Adică, mie mi se pare că nu sunt mari diferențe nici astăzi față de vremea aceea. Cu și atunci erau manipulați într-un fel cu spectacole. Și totuși, eu cred că libertatea este totuși un preț mai mare, un preț mai mare decât lipsa de libertate. Unu. Vreau să amintesc un principiu aici, și anume principiul respectului și principiul asocierii. Pentru că sunt unii care condamnă Biserica Adventistă, care relații la nivel colaborează cu toate instituțiile, inclusiv cu Biserica Romano-Catolică. Exact. Și lucrul acesta este foarte bun. Este același principiu. Unii vorbesc foarte rău instituția, deci vorbesc de rău instituția pentru faptul că are în mod normal, ca parteneri, ca oameni care trăim în această lume și vorbesc din punct de vedere instituțional. Noi ca adventiști, ceilalți ca și catolici, noi trebuie să ne respectăm și respectul înseamnă și comunicare, și dialog. Nu înseamnă doar eu sunt pe partea mea, tu pe partea ta și ne facem că nu ne vedem. Și dialog nu înseamnă compromis. Nu, asta nu, cu siguranță. Spun dialog înseamnă compromis. Păi nu e una și cealaltă. Există și un punct de la care dialogul poate însemna compromis. Adică depinde în ce domenii este dialogul. Vedeți, Eva cu cât discută mai mult cu șarpele, cu atât e mai convinsă de faptul că are dreptate. Noi nu avem voie... Asta este demonizarea celui de lângă noi. Catolicismul nu înseamnă neapărat că este satana. Sau credinciosul catolic. Nu vorbesc în ceea ce spui tu împotrivă, ci tocmai că de multe ori îi privim pe frații noștri ortodoxi, frații noștri catolici, prin perspectivă dogmatică, prin perspectiva aceasta a unor idei care sunt greșite. Ori eu cred că nu face bine să vedem Marius lucrul acesta. Aici, eu văd aici, Marius, două planuri. Există un plan dogmatic și există un plan misiologic și social. În momentul în care eu sunt chemat să ajut, pentru mine sunt doar oameni care au nevoie de ajutor. Exact, aici la asta mă refer. Nu mai discutăm. Exact. Pe de altă parte, să nu uităm că există și planul celălalt dogmatic. Cu siguranță. Asta și, din păcate, uneori, ecumenismul ce vrea să aducă? Vrea să aducă uniformitate în zona aceasta dogmatică și apoi a închinării.
Ori aici, noi ca adventiști de ziua a șaptea, adică eu nu văd nicio problemă la celelalte biserici să ajungă în ecumenism. De ce? Pentru că au o bază comună. Gândește că chiar protestanții, este argumentul pe care îl aduc catolici. Zice, mă, voi, dacă voi credeți că mergeți cu Biblia, voi nu aveți argument pentru duminică. Și au o bază foarte serioasă. Pentru noi ca adventiști, ecumenismul, noi avem, și eu îmi place să cred asta. Nu vreau să vorbesc despre ecumenism. Eu am pornit de aici, din acest principiu, care este în studiul de miercuri, ordine în societate și în biserică. Și cum în mod normal sunt dator să-mi respect statul, pe președinte, parlamentul, organele de justiție, organele acestea, poliție, deci datoria mea este să le respect. În același fel, aplicând același principiu, eu sunt dator să-mi respect ceilalți membri ai altor religii, că e musulman, că este... Deci, eu la asta spuneam. Vorbim... Eu nu vorbesc de ecumenism. Da, înțelegi? Nu, și faptul că Biserica Adventistă, la nivel instituțional, are relații de reprezentare, nu înseamnă neapărat că este într-o mișcare ecumenică. Eu asta spun. Că de câte ori vorbim de lucrul acesta, e teber aceasta. Stai că ne vindem principiile, facem compromis. Nu vorbim despre asta. Vorbim despre principiul acesta al respectului față de cel de lângă mine și al dorinței de a relaționa cu el. Pentru că nu e normal ca eu să-mi pun mâna la ochi și să trec pe lângă el doar pentru că e catolic. Și el la fel. Să-și pună mâna la ochi, să spună, măi, trec pe lângă el pentru că e adventist. Că și ei au aceeași obiecție. Adică, exact. Din punct cum eu îl privesc pe el, la fel și el mă privește pe mine. Deci... Iar prăpastia aceasta, dacă îl cunosc pe Iisus Hristos, trebuie depășită. Nu dogmatic, ci relațional. Este un principiu pe care noi îl urmărim. Ori lucrul acesta nu se face. Da. Există o prejudecată. Da, avem prejudecată. Și trebuie depășită această prejudecată. Și studiem degeaba. Noi urmărim un anumit principiu, nu, în relațiile noastre exact. Cu societatea, cu oamenii, nu? Să facem ca principiile lui Dumnezeu să poată fi implementate în lumea noastră. Nu? Și dacă o organizație militează pentru lucrul acesta, o sprijinim. Nu, dacă e vorba. De exemplu, societatea biblică, nu? Tot sprijinul pentru societatea. Societatea biblică și acum, noi nu suntem în, nu locuim, nu trăim în vid. Și sunt relații și trebuie. Și reiterez, cred că la nivel misiologic, social, sunt oameni care au nevoie de ajutorul nostru. Pe de altă parte, noi trebuie să facem lucrul acesta pornind de la cunoașterea și afirmării identității. Și aspectul celălalt, relațiile în biserică față de cei care sunt chemați într-o anumită slujbă, da, de respect, răspundere. Care ar trebui față să de fie? Unsul Domnului, cu da, e important lucrul acesta, mai ales că am trecut recent majoritatea dintre noi adventiști prin alegeri, nu acum. Respectul față de cel care este chemat să, să slujească. Vedeți, până la urmă este un vot, știți cum e în biserică, ce dă votul, tot votul ia. Da? Da. Cu excepția calității de membru și când cineva este chemat și întărit pentru o anumită slujbă prin binecuvântare, votul dă și nu se mai ia, dar în rest toate slujbele ce astăzi se votează, un alt vot mâine și fiecare suntem chemați pentru o perioadă într-o anumită responsabilitate și biserica funcționează pe acest principiu ca orice altă comunitate, cel care a primit o răspundere, să nu uite de unde a primit-o, și cel care a dat un vot să susțină. Ultimul subiect care e important, zic, toate sunt importante, dar mai evidențiat în scrierile Apostolului Petru, unul din ele, ultimul, al cincilea, întâietatea Scripturii, este principiul acesta în care noi credem, sola Scriptura, nu? Cu siguranță. Asta nu înseamnă că dacă mai apare un profet cândva în afara canonului Bibliei, noi nu acceptăm scrierile acelui profet. De exemplu, noi avem cazul lui Ellen White. Noi avem, chiar și în timpul Scripturii, au fost profeți și nu mici, au fost profeți mari, care nu, scrierile lor nu figurează în canonul biblic, ca să fie lucru și mai complicat sau și mai interesant. Biblia citează surse externe, citează alte cărți care nu mai există. Atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, care nu fac parte din canonul Scripturii. Uh-huh. Gândiți-vă, spre exemplu, Epistola către Laodiceea, da? Dacă s-ar găsi astăzi, da? Ea nu face parte din canonul Scripturii. Ce vrea să spună întâietatea Scripturii? Că pentru noi, și cel mai frumos o
spune Ellen White când declară la un moment dat ultima sursă pe îndreptarul credinței, doctrina, noi o stabilim pe baza Bibliei. Lumina mai mare, ea spune că scrierile ei sau contribuția ei este lumina mai mică care duce la lumina mai mare, Biblia, Sfânta Scriptură. Și întotdeauna ea a ridicat valoarea Scripturii. Exact. În ultimul mesaj pe care l-a avut la conferința generală din 1909, ea a spus, vă recomand această carte. Acum, dacă e să ne uităm un pic la timpul nostru, eu văd câteva pericole aici la întâietatea Scripturii. Nu văd atât de mult pericolul ca să folosim scrierile Ellen White, ci văd pericolul să neglijăm. 1. 2. Văd un pericol și mai mare să nu studiem. Și aici vorbim și de Biblie și de Spiritul Profetic, un pericol și mai mare. Asta e foarte și văd un al treilea mai mare decât primele două. Sunt unii care studiază fragmentar. Și în momentul acesta, internetul, după aceea apariția acestor cărți, compilații și vorbim de compilații cu citate foarte scurte, în care literele sunt folosite de Ellen White, dar modul în care sunt îmbinate, nu știu dacă mai reprezintă, sau și la Biblie se poate face asta. Și atunci, eu consider că trebuie unul în vremea noastră, ca provocare, să începem să ne luăm în serios cu studiul Bibliei și a Spiritului Profetic. Da? Să o luăm în serios, să studiem. Și doi, pe cât posibil să mergem la origine, la materialul inițial, nu la studii deja făcute pe Biblie sau Spiritul Profetic. Da, este un aspect care deficitar din viața noastră și în viața mea personală, faptul că studiem fără context, luăm anumite pasaje, nu studiem contextul și ajungem la interpretări aberante. Dacă e un studiu în acesta normal, devoțional, da. E frumos, da? În momentul în care vrei să aprofundezi, nu doar că îți trebuie contextul, ci trebuie să ai curajul să mergi și pe original. Adică, vă dau un exemplu, dacă studiem evrei și îl citim, e frumos, da? Și înțelegem. Dar dacă iei capitolul 8, versetul 1, ca slujitor al locului preasfânt, și vrei să faci o teologie pe versetul ăsta, merită să mergi în original sau și în alte traduceri ca să vezi că sunt alte nuanțe. Exact. Vreau să mai amintesc un lucru și îmi place cum încheie autorul aici, ia un citat din Mărturii Speciale, aici spune Solia Alese. După câteva întrebări foarte bune ale Spiritului Profetic, văd apelul acesta la unitate. Zice, vine un timp când, mai mult ca niciodată, trebuie să strângem rândurile, să lucrăm în unitate. Dezideratul acesta este în mare suferință astăzi. Suntem prea separați, suntem prea criticoși unii cu ceilalți și trebuie să căutăm din nou. Este ceea ce Apostolul Petru, printre alte mari teme, caută. De aceea și epistola lui este o epistolă sobornicească, o epistolă mare, ca să zic așa, pentru că grupul acesta care este atât de divers, este totuși unit în țintă și în spirit prin Hristos. Am încheiat seria aceasta de studii din cele două epistole a Apostolului Petru și suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru posibilitatea pe care am avut-o ca împreună la școala de sabat să le studiem. Să ne ajute Dumnezeu ca să le și trăim în viața noastră practică. Eu vă mulțumesc dumneavoastră celor care ați participat pe parcursul acestui trimestru. Noi mulțumim, trimestru. Eugen. Și ne cerem scuze că mai te-am supărat. Mulțumim și celor care nu sunt aici astăzi, dar care au participat de-a lungul trimestrului. Bogdan, Mihai. Și dumneavoastră, celor care ne urmăriți săptămână de săptămână, ne cerem scuze pentru săptămânile în care nu avem înregistrare. Salutăm pe toți ceilalți care ne urmăresc, numai pe cei care i-am amintit de-a lungul înregistrărilor trecute. Și pe ceilalți care ne urmăresc din celelalte zone ale lumii, îi salutăm și ne bucurăm să fim cu toții frați în Hristos. Vă mulțumesc și Domnul să fie cu noi și pe parcursul trimestrului viitor. Nu Amin. Știm subiectul, nu știu dacă știți cumva subiectul, nu. Nici eu nu știu, rămâne o surpriză pentru noi. Pentru viitor. Dar vom descoperi. Dumnezeu să ne ajute și să avem binecuvântarea Lui asupra noastră. Amin.